Suntem pe front, iar războiul cu coronavirusul e departe de final. Pentru că nu mai sunt locuri în spitale, 50 de români vor pleca în Ungaria la tratament și alte țări ne sar în ajutor. Din Polonia vin aparate de oxigen, iar Italia le trimite anticorpi monoclonali. O echipă observatoră a intrat azi într-o unitate de primiri urgențe din București. Bolnavii sunt tratați pe scaune și în cărucioare, iar medicii se simt ca niad. Imaginile au puternic impact emoțional. Nu mai tragem de măscuță, trebuie să putem să respirăm odată cu aparatul, da? Aici aveam 11 paturi, în mod normal, iar acum avem 17 paturi. Și în zona de resuscitare și în zona de minori avem câte 3-4 paturi. Personal nu mai pot, dar nu îmi permit acum să spun că nu mai pot. Atenție, vă rog! Este capacitățile. Are tensiune 18,9 și puls 134 și am zis să trag aer în piept să-l dea afară ca să se mai calmeze puțin. Că tensiunea ridicată o să-i agraveze și mai rău starea. Nu-mi dă voie să le simt ca lumea. Vă bate inima foarte tare. Da, da. Da. Aici este o doamnă. Trebuie să vă smulg un moment. Mă gândesc acum. Mă gândesc. Trebuie să-mi vină o idee. Am găsit un căruț. Gata. Ce? Nu! Trebuie să bei apă. Gata, 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 mamă. Gata, gata. Gata, gata. Hai. Te cred, te cred. Hai. Gata. Doamna doctoră, ți-a legătura și o să vă țină la curent dacă pacienta va fi transferat la un alt spital. Cum era vocea de la cine v-a luat apostolul? Îndurerat. Cum să fie? Îndurerat. Cine era la telefon? Fata mea. Era crescut-o. Sunteți vaccinată? Nu. Nu fac. Vă pare rău că nu v-ați vaccinat? Nu. Nu pare. Sunteți mai bine? Ați dat așa. Ați dat așa. Ați dat așa. Sunteți vaccinat? Nu. Da. Am plămâna afectați. 76%. De unde sunteți? Siria, Iordania, Siria și Liban. Faceți voluntariat? Da, suntem la medicină. Prima ta zi aici? Da. Nu-i cum pare la televizor de zicile mea că e montaj, că special ne arată. Nu, pe bune, chiar e foarte rău. Adică lumea nu respiră, dacă le dai puțin bani, ca deja se sufocă. Ce am văzut aici? Nu. Nu pot să... Ziceți, nu pot să refuz. Avem un pacient care este din data de 5. Din 5 venit, azi suntem în 13, iar astăzi mi se pare ziua cea mai apocaliptică. Sunt cei mai mulți de când a început valul 3. Da. Bine? Nu, e al doilea. Are nevoie de oxigen? Are nevoie de 4 litri de oxigen, are o afectare 15-20%. Pare că sunt scene desprinse dintr-un film de război. Dar ce vedeți aici se întâmplă în fiecare unitate de primiri urgențe din țară. Medicii se simt neputincioși și spun că România a pierdut lupta cu acest virus. E iadul, e ca vie apocalipsa, nu știu, deci este înfiorător. Cel puțin eu asta simt în fiecare zi, venind de dimineață, în fiecare zi, intrând și văzând pacienții. De la zi la zi mi se pare că e din ce în ce mai greu și pacienții sunt din ce în ce mai gravi. Sunt oameni care stau cu tubul de oxigen, chiar doi pe tub. Personalul medical este la pământ, extenuați. Extenuați e un cuvânt mult prea mic. Acești oameni într-o bună zi vor cădea, iar acea zi, din păcate, nu este foarte departe. Trec peste ele, nu mi-e frică de ele. Îl dau peste cap, e diferit cum ar fi, cât de greu ar fi COVID-ul ăsta. Dimineață am găsit 21 de oameni care pierduseră lupta cu boala.
V-ați mai confruntat vreodată cu astfel de situații? Nu. Din ce spuneau cei bătrâni, la Revoluția mai fost un moment asemănător.